Cum nu poți? Probabil în vară. De câte ori trebuie să cânti Tornero ca să plătești datoriile? Tornero, mi-a adus cei mai mulți bani întotdeauna. Nu mai zic de drepturi, dar cel mai mare tarif pe care l-am avut vreodată a fost prin 2007 în Suedia. Au vrut doar Tornero 4.000 de euro. 4.300? Iesă, măi. De unde știi? Păi știu că știu. 4.300. Păi de ce ai sărit aia 300? Vezi că nu mai contează 300. Am mai zis undeva, cred. Da. Unde știu? Erai cu mine acolo? În podcastul lui Gojira, să știi. Nu cred. Gojira e prietenul, e prietenul nostru. Uite, mă dă dumneavoastră informațiile. Și podcasturile sunt foarte urmărite. Voi știți și memorați atâtea chestii. Vrei să-ți mai zic ceva? Da. Știu care a fost cel mai tare concert al tău pentru 2-3 persoane. Într-o cameră. Într-o orchestră de cameră. Ia, zi și ei, te rog frumos. La Bistrița, Năsăvod, m-a chemat un părinte. Alo, domn Tresariu, fiica mea face 18, majoratul, vrea să-i cânt neapărat. Mare petrecere. Bun, stabilim prețul, nu știu ce. 1200 de euro. Eu cer 1500. Și după ce când spui de prețuri? Fanii, am făcut reduceri. Mă duc la Bistrița, ajung la om în casă, stăm. Zic, hai, mergem la restaurant. Unde e lumea? Zic, păi aici. Zic, unde aici? Aici, în cameră. Uite, toți copiii, invitații. Zic, unde să cânt? Nu trebuie nimic. A lăsat, așa, cântați, așa. Așa. Și ca să nu plec cu dracii, am cântat așa. Uite, așa. Și ce am făcut? Am pus caseta. Era cu caseta, nu cu... Dă-i cu caseta ca să fie și un ambient și eu pe lângă. Banana, cât de frumoasă. Concert în cameră. Cântat a capela, deci mă gândeam că ai făcut și a capela. Nu iau banii, că altfel plecam fără bani. Doamne. Ce vrei să fac? Tu plecai acasă? După ce faci 10 ori din Constanța și înapoi? Niciodată. Nu, dar întrebam dinainte și aduceam eu un sistem de karaoke, să facem karaoke cu toții. Am dat o țeapă cu Valahia. Singura țeapă dată cu Valahia a fost la Balș, în Olt. N-ai făcut asta. Fii atent, ne-am dus până la poarta omului și ne-am întors acasă fără bani. Apropo, că pleci acasă fără bani. Pentru că am ajuns la poartă, era o nuntă. Am ajuns la poarta omului. Mă, și omul, cum făcea el nunta? Era prin 2001-2002. A pus 4 mese în curte, a vrut la el în curte, om, da? Un covor imens pe toate și cânta una de popular, dar abia ținea echilibru, dai seama pe mine. Și noi la poartă, zic, noi trei, Costi mai era și așa puțin atunci, plin, zic, dacă noi urcăm pe mesele alea, unul sigur cade până la sfârșitul concertului. Și am plecat de dragi acasă și ăla ne-a dat în judecată, dar acum află că noi am ajuns la poarta lui, cred că nici nu-și dă seama. Ia uite, ia uite ce băiat frumos era. Da. Ia uite ce tinere era acolo. De Dorin, wow, zic. Da. Dorin s-a întors acasă, e marinar. Serios? Da, da, are da. Doi copii, are familie. Deci și ne întâlnim pe 2 iulie, sunt iarăși concertele Nostalgia. Voi vă reuniți? Și iarăși trupele. Păi s-au reunit o grămadă de trupe. Nu, sunt reuniunea trupelor doar pentru un concert. Am mai avut așa. A, da? Eu mă întreb de ce... București. De ce? Pe 2 iulie avem noi Valahia cu mai mulți. Festivalul Nostalgia? Da, măi, alea cu reuniunea de trupe. Super! De ce prezinti tu o emisiune la antenă? Și să spun de ce ar trebui să prezint? Jumătate din trupe, știi, toate jumătățile de trupă, de aia de mult, prezintă emisiunea la antenă. Sau sunt aici într-un jur. Andreea Bălan, jumătate de trupă, el a te cunoscut undeva. Șerban Copoț, e aici. Andrei Ștefănescu. Andrei Ștefănescu. Liviu. Știi, practic antena a despărțit trupele până la urmă. Eu mă simt foarte bine asistent. Observați, da? Voi n-ați avut asistent sau ați avut? Ba da. Noi suntem asistenți. Au fost. Reciproc. Nu vreau să vă iau locul. Oricum vorbesc moldovenește și nu sunt potrivit pentru... Că nu pot să mă controlez, am dat și la teatru și la fel. Era accentul prea... Pot să-l controlez, că și eu vorbeam moldovenește. Eu și când am ieșit din facultate vorbeam moldovenește. Lumesc, dar chiar poate are farme cu moldovenească. Poate e original și personal. Da, toate pozele astea, fiecare stă în altă poziție. Că eu știu că voi v-ați certat, da. Pentru că nu știați care să stea în centru, da? Și părând să stăteați în centru câte unul... Dar tu nu știi, mă, chestia, tu ești fan Valahia? Eu sunt fanul tău. Și în principiu Valahia, dai seama. Da, ne certam. S-au certat, că nu știa că să stea la mijloc. Întâi de la haine ne-am certat, pentru că eu eram creator. Aveați doar un costum? Care eram varză, numai note de 1 și 2 am luat. De la 1 la 10, 2 luam. Că eu îi pestrițeam pe ăștia, nu, că ne îmbrăcăm în leopard, n-ai văzut 3 sud-est? Sunt alb, alb, alb. Și noi zic, hai să fim mai șmecheri. Roșu, galben, albastru, sau toți 3 leoparzi. Băi, deci, alea ne-am făcut pijama. Aia de leoparzi, acum le purtăm pijamale. Că erau astea, roșu, verde, galben, albastru. Da. Și zic, dar noi, Valahia, hai și noi cu 3 culori, sau ce aveam. Și designerul Tresariu numai 2 lua. Și atunci asta a fost un motiv de ceartă și care stă în mijloc, că eram 3 cu Costi. Și atunci la concerte, ca să nu ne mai certăm, la prima piesă era Costi, la a doua se rocadă. Deci dacă te uiți la concertele de pe net, să vezi cum schimbăm la piesa a doua, trece, dar bine, din mers, așa, nu știe nimeni ce e acolo, dar noi calculam câte piese ai stat, 4. Dar să știi că se mai practică asta și la alte trupe, am văzut da, și afară. Da, că ăla care stă în mijloc, păi Costi, el era un pic mai cocoș, mereu a fost așa. Și la interviuri, când venea camera, cine era acolo? El. Da. Mamă, și noi în spate aveam gelozii. Mă. Dar voi vă compuneați singuri piesele? Sau da, singur, noi. Voi toți făceați linia melodică? În studio eram și cu ele, erau vreo 10 cântăcioși din ăștia și se făceau la grămadă piesele. Dar la un moment dat, tu ai spus, norocul tău a fost Costi. Costi te-a văzut, Costi te-a... El m-a pus gheara pe cine trebuie. Dar la un moment dat tu și cu Dorin,
Da. Ați hotărât să faceți Valahia singuri, voi doi, și l-ați scos pe Costionițe din jocul ăsta. Vreți să vă zic adevăratul pentru care ne-am despărțit? Da. O să se supere, dar nu se supără nimeni. La ultimul concert, înainte de despărțire, Costi a trimis un alt băiat în locul lui, Iaca. Nu cred. Îl chema Adi. Nu mai avea chef să meargă. Era trupa ei, lansase elegant. Și l-ați îmbrăcat la fel? Atenți. Nu. Semăna cu Costi, da? Semăna. Mergem pe la Bacău sau unde aveam, ăla știa toate cuvintele. Fii atent, atunci se făcea playback. Toate trupele și voltaj cântau. Nu spune asta. Fii atent. Vine băiatul, eram toți trei, da? Ăla a învățat ce trebuie să facă. Noi ne-am dus îngroziți și naiba o să zică fanii. Eram după un an. Am zis, bă, după un an, fanii noștri memorează figura, da? Cântăm noi toate piesele, pa, și vin fanii la poze. Și spuneam, dar Costi unde e? Și eu eram primul. Dar uite, da, nu e ăsta Costi. Ăsta nu-i Costi. Zic, uite-te la el, dar nu e, făceau noi. Mamă, și ne-am supărat pe situația asta și de acolo a pornit mega scandalul, plus toate alea. Dar asta a pus capac, că el deja îi dădea lui băiatul ăla ceva, el stătea și acasă, lua și el ceva. Și uite, așa a fost o conjunctură în care ne-am supărat. Ne-am enervat.